după ce proiecția filmului Arsenie, Viața de apoi, a fost anulată la Arad, acum și Arhiepiscopia Sibiului vrea interzicerea peliculei. Reprezentanții Arhiepiscopiei susțin că filmul parodiază viața părintelui și îi ridiculizează pe credincioși. Organizatorii Astra Film, unde documentarul urmează să fie difuzat, au refuzat cererea și transmit Arhiepiscopiei Sibiului că acest lucru ar însemna cenzură. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Vasile Bănescu, spune că biserica nu poate și nu-și propune să interzică vreodată ceva în spațiul public. Filmul prezintă un pelerinaj pe drumul lui Arsenie Boca și arată cum se reflectă în societatea românească imaginea preotului. Săptămâna trecută, proiecția documentarului a fost anulată de Centrul Municipal de Cultură și de Biblioteca Județeană din Arad din cauza amenințărilor. Cred că multă lume care se manifestă împotriva filmului, de fapt, nu l-a văzut. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că în cazul acesta avem de-a face cu un soi de reacție așa autoritară, autoritaristă a Arhiepiscopiei Sibiului, care în esență spune că libertatea de expresie nu e chiar bună, pentru că, uite, prilejuiește, spun ei, un atac la Biserica Ortodoxă și la națiune, la valorile naționale, dar asta înseamnă cumva că echivalăm Biserica Ortodoxă cu credința oamenilor sau cu națiunea, până la urmă. Ori nu știu dacă putem spune asta, bor regal popor. Un film nu cred că poate anula credința nimănui, adică asta cred că e evident, și că există libertate și pe tărâmul ăsta al credinței, nu? Adică ea poate, se poate exprima în diverse feluri.